sancțiuni severe pentru angajatori, parlamentarii au decis modificarea codului muncii, sublinierei au impus amenzi dure. Angajatorul care prime subliniere de la muncă persoană fără încheierea unui contract individual de muncă va fi sancționat cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificat, fără adept sublinierei valoarea acumulată de 200.000 lei, au decis deputații. Camera Deputaților a adoptat în acest sens, cu 177 voturi pentru, 71 împotriv, sublinierei 6 abțineri, proiectul de lege privind aprobarea ordonanței de urgență a guvernului numărul 53/2017 referitoare la codul muncii, cu amendamente, potrivit Ager Press. Potrivit textului adoptat, munca nedeclarat reprezintă primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în form scris, cel târziu în ziua anterioară începerii activității, primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în Registrul General de Evidență a Salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității, primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat, primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial. Contractul individual de muncă se încheie în baza consimțământului părților, în form scris, în limba română, cel târziu în ziua anterioară începerii activității de către salariat. Obligația de încheiere a contractului individual de muncă în form scris revine angajatorului. Anterior începerii activității, contractul individual de muncă se înregistrează în Registrul General de Evidență a Salariaților, care se transmite Inspectoratului Teritorial de Muncă cel târziu în ziua anterioară începerii activității. Copia contractului individual de muncă se păstrează la locul de muncă pe suport de hârtie sau pe suport electronic, de către persoana desemnat de angajator în acest scop, cu respectarea prevederilor privind confidențialitatea datelor cu caracter personal. Angajatorul are obligația de a ține la locul de muncă evident ca orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, evidențierea orelor de începere sublinierei de sfârșit sublinierea IT ale programului de lucru, sublinierei de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidență, ori de câte ori se solicită acest lucru. Pentru salariacii mobili sublinierei salariacii care des subliniere oar munca la domiciliu, angajatorul ține evident a orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat în condițiile stabilite cu salariacii prin acord scris, în funcție de activitatea specific de subliniere urat de către acea subliniere TIA. Primirea la muncă uneia sau a mai multor persoane fără încheierea unui contract individual de muncă se sancționează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificat, fără adept sublinierei valoarea acumulată de 200.000 lei, au mai stabilit deputații.
De asemenea, primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în Registrul General de Evidență a Salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității se sancționează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificat, fără adept sublinierei valoarea acumulată de 200.000 lei. Primirea la muncă unuia sau a mai multor salariați în perioada în care acesta slash acest subliniere tia are slash au contractul individual de muncă suspendat se sancționează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificat, fără adept sublinierei valoarea acumulată de 200.000 lei. Totodată, primirea la muncă unuia sau a mai multor salariați în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial, cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificat, fără adept sublinierei valoarea acumulată de 200.000 lei. Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din amenda aplicat. În cazul constatării sever sublinierei uneia dintre aceste fapte, inspectorul de muncă dispune măsura zistrii activității locului de muncă organizat, supus controlului, în condițiile stabilite în procedura de sistare elaborat de Inspecția Muncii sublinierei aprobat prin ordin al Ministrului Muncii. Angajatorul poate relua activitatea numai după achitarea amenzii contravenționale, în condițiile legii, sublinierei numai după ce a remediat deficiențele care au condus la sistarea activității. Camera Deputaților este for decizional.